Producția globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile din Republica Moldova în anul 2021, conform estimărilor preliminare, a crescut cu circa 49,9% față de anul 2020. Pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în anul 2020 față de anul 2019 cu 27,2%. Este cea mai mare creștere a producției agricole din cei 30 de ani de independență. Anterior, recordul de creștere era deținut de anul 2013 când s-a înregistrat un avans cu 39% a producției agricole. Biroul Național de Statistică precizează că majorarea producției globale agricole în 2021 a fost determinată de creșterea producției vegetale cu 75,5%. În anul 2021, ponderea producției vegetale în totalul producției agricole a constituit 81%, producție animaliere revenind doar 19%. Datele statistice arată că anul trecut a fost înregistrată cea mai mare recoltă de grâu, de porumb și de floarea soarelui din istoria Republicii Moldova. În plus, la începutul acestui an încă nu era strâns tot porumbul de pe câmp, iar circa 10% din suprafețe stăteau nerecoltate. Însă, în pofida unei recolte bogate în domeniul zootehnic, a continuat regresul, producția de lapte scăzând cu peste 10%, cea de ouă cu aproape 8%, iar de vite și păsări cu 5,8%. Economiștii prognozează că după un an agricul foarte bun, cum a fost 2021, ne așteptăm la o creștere moderată în agricultură în acest an. Totodată, experții susțin că evoluția exporturilor agricole ale Republicii Moldova este incertă, având în vedere vulnerabilitatea agriculturii la schimbările climei.